prilejul sărbătoririi a 202 ani de adestare documentară a Poliției Române, în perioada 20-27 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui vor organiza diverse activități și manifestări dedicate comunității în care trăiesc și își desfășoară activitatea, prin care își doresc să sărbătorească profesia de polițist și importanța acesteia pentru comunitate. În acest context, polițiștii vor organiza în tot județul activități de tipul Ziua Porților Deschise după următorul program. Joi 21 martie 2024, interval orar 12-15 la Negrești, în Parcul Central, de lângă Casa de Cultură. Sâmbătă 23 martie 2024, interval orar 12-15 la Murgeni, în Parcul Central Mihai Eminescu. Sâmbătă 23 martie 2024, interval orar 11-15 la Bârlad, în parcarea Centrului Comercial Value Center. Duminică 24 martie 2024, interval orar 11-15 la Huș, în Parcul Rodina. Duminică 24 martie 2024, interval orar 10-15 la Vaslui, la Centrul Comercial Silver Mall. În cadrul acestor activități, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui își vor prezenta tehnica și autospecialele din dotare, fiind organizate workshop-uri interactive pentru publicul prezent. Vineri 24 martie 2024, începând cu ora 12 în Vaslui, la poligonul auto-amenajat în parcarea complexului comercial Interex, va fi organizat un workshop destinat conducerii defensive și în regim prioritar, unde vor avea loc demonstrații de îndemânare și vor fi exemplificate diverse modalități de intervenție. Totodată, joi 21 martie 2024, începând cu ora 11, polițiștii vasluieni îi vor scoate în oraș la pizza pe cei peste 130 de beneficiari ai Centrului Școlar de Educație Inclusivă Negrești. Nici cei în etate nu vor fi uitați de polițiști, astfel încât, de ziua lor, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui vor merge în vizită la un cămin de bătrâni din județul Vaslui pentru a duce flori, cadouri și un gând bun.